fostul președinte Traian Băsescu, dosar penal în REM pentru fals în declarații ca urmare a unei plângeri de acum 2 ani. În trecut, Dan Voiculescu a primit clasare pentru că nu avea verdict de colaborare atunci când a declarat că nu a colaborat cu securitatea. Parchetul general are în lucru un dosar penal în REM pentru fals în declarații care îl vizează pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, au declarat pentru G4 Media, resurse judiciare. Dosarul este deschis ca urmare a unei plângeri depuse în urmă cu 2 ani, au precizat sursele G4 Media.ro. Informația a fost publicată inițial de postul de televiziune Antena 3. În iulie 2020, grupul de investigații politice, condus de Mugur Ciuvică, anunța că a formulat la parchet o plângere penală împotriva fostului președinte Traian Băsescu, pentru fals în declarații, abuz în serviciu și înșelăciune. Traian Băsescu a declarat pe propria răspundere că nu a colaborat cu securitatea în 2004 și 2009, când a candidat la alegerile prezidențiale, în 2016, când a candidat pentru Parlamentul României și în 2019, când a candidat pentru Parlamentul European, anunța JP. În 2019 a depus o plângere în acest sens și fostul vicepreședinte PMP, actual deputat PSD, Radu Cristescu. După ce pe 23 martie 2022, în alta curte a decis că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a colaborat cu securitatea ca poliție politică, avocata acestuia, Eliza N. Corbeanu, a făcut mai multe precizări pe Facebook. Corbeanu spune că în urma deciziei Traian Băsescu nu își va pierde mandatul de europarlamentar, dar și că acesta nu a săvârșit infracțiunea de fals în declarații, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, înrucât declarațiile sale au fost făcute înainte de pronunțarea definitivă a sentinței. În 2013, procurorii au emis soluție de clasare într-un caz similar, Dan Voiculescu. Procurorii au stabilit că Voiculescu nu avea verdict definitiv de colaborare cu securitatea ca poliție politică la alegerile din 2004 și 2008, când a declarat că nu a colaborat cu securitatea. După verdictul definitiv din 2011, în 2012, Dan Voiculescu a declarat că a colaborat cu securitatea. Sursa Incoam Photos, Octav Ganea.